Deputații pro-Moldova cer excluderea amenzilor de 25.000 de lei și de 75.000 de lei impuse de autorități pentru nerespectarea măsurilor de prevenire ale pandemiei pentru persoanele fizice și juridice. Totodată, deputații anunță că vor depune o sesizare la Curtea Constituțională prin care solicită interpretarea Constituției privind starea de urgență. Potrivit deputaților, în frunte cu Andrean Candu, amenzile sunt prea mari, iar în multe cazuri polițiștii le întocmesc cu încălcări și discriminatoriu. Deputații pro-Moldova au înregistrat și un proiect de lege în acest sens, care urmează să fie prezentat în Parlament. Amenda trebuie să aibă menirea de a disciplina. Dar atunci când este aplicată în halul ăsta selectiv, confuz și discriminatoriu, deja își pierde din esență. Și mai mult ca atât, statul nu trebuie să facă bani la buget pe așa ceva. Iată de ce. Noi cei de la Promoldova venim cu un proiect de lege pe care îl înregistrăm astăzi în Parlamentul Republicii Moldova, un proiect de lege privind declararea amnistiei legate de aceste sancțiuni. Până acum, peste 1700 de oameni au plătit amenzi pentru că nu ar fi respectat măsurile stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale. Potrivit celor de la Ministerul de Interne, în această perioadă, din contul acestor sancțiuni, au fost adunate în jur de 40 de milioane de lei în bugetul de stat.